Benone Sinulescu a murit cu un regret imens. Artistul nu putea trece peste faptul că Ștefan Hrușcă nu i-a mulțumit niciodată pentru ajutorul pe care i l-a acordat, nu e vorba despre invidie. Benone Sinulescu a acceptat să îl ajute pe Ștefan Hrușcă în urmă cu mai mulți ani, însă nu a primit niciun fel de mulțumire din partea artistului. Au ieșit la iveală noi detalii după moartea lui Benone Sinulescu. Cu câțiva ani în urmă, solistul a mărturisit că a avut un aport mare în ceea ce privește titlul de rege al colindelor, pe care Ștefan Hrușcă l-a obținut. Interpretul de muzică populară a declarat că și-ar fi dorit să primească măcar un mulțumesc pentru ajutorul acordat, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Benone Sinulescu, Ștefan Hrușcă mi-a bătut la ușă, ca să-l ajut. Benone Sinulescu recunoștea în urmă cu mai mult timp că Ștefan Hrușcă i-a cerut ajutorul în anii 80, așa că nu a întârziat să-i ofere. Din spusele de atunci ale artistului, acesta i-ar fi oferit colegului său de braslă mai multe cântece pe care le culesese, fără să stea pe gânduri. Neabeni însă a fost dezamăgit de atitudinea lui Hrușcă, care nici măcar nu i-ar fi mulțumit la acea vreme, pentru gestul făcut, Ștefan Hrușcă mi-a bătut la ușă ca să-l ajut. Nu am stat deloc pe gânduri și am pus în brațe câteva colinde descoperite de mine în călătoriile prin satele românești. Unul dintre ele deschide ușa creștine și altele i le-am încredințat lui Ștefan Hrușcă, povestea Benone Sinulescu în urmă cu ceva timp. Absolut niciodată nu a spus un cuvânt și despre faptul că l-am ajutat. Benone Sinulescu declara la acel moment că nu regretă faptul că l-a ajutat pe colegul lui de breaslă și nici nu este vorba despre invidie. Singurul lucru care îl dezamăgea pe artist era faptul că nu primise nici măcar un strop de recunoștință pentru faptul că acceptase să-i ofere lui Hrușcă Colinde cu care a făcut furor pe. Marile scene, Hrușcă a interpretat piesele ca nimeni altul, dar niciodată, absolut niciodată, nu a spus un cuvânt și despre faptul că l-am ajutat în felul meu să ajungă la acel colind pe care recunosc, îl cântă foarte bine. Nu e vorba despre invidie profesională, ci mai degrabă doar de camaraderie profesională. Nu m-am lăudat niciodată prea mult cu asta, dar cei din lumea spectacolului știu acest lucru, mi-a plăcut mereu să descopăr juvaieruri muzicale. Nu pot cânta cu plăcere melodii ale căror cuvinte sună jenant, ceva de genul. La mine, cele două, linia melodică și textul, trebuie să formeze un tot iar în perioada aceea de final de regim comunist, găsisem și câteva colinde care mi-au plăcut mult, a mai spus Benone Sinulescu la acea vreme.